Bună seara, oameni dragi, bine v-am regăsit la cursa morții, la cursa mortală, cum place mie să-i spun eu, și ultima dată, da, am ajuns aici, eram plin de nervi, că am ieșit lamentabil, ia uite și pe ăla care i-a îmbulit mașinul ăica. Și ultimul episod, frate, da, am făcut câteva misiuni pentru salierii, am mers la hotel și de aici am rămas și am zis că o mai refacem o dată, dacă cumva să spunem, ieșăm și de data asta și sunt șanse să ieșuăm. Am să dau skip peste acest capitol pentru că nu vreau să mă enervez. Mamă, dar mașina se comandă atât de greu, frate. Dar că gen e mai greu ca Need for Speed 2005, pe bune. Și am văzut apropo de Need for Speed 2005 că Hot Pursuit-ul va fi remaster, auzi, până la astea. Și chiar nu înțeleg de ce neba s-a gândit să facă remaster la un joc care oricum arată destul de ok. După părerea mea, frate, ar trebui să fac un remaster sau chiar remake la 2005 sau Need for Speed 2000, Underground 1, frate, sau 2. Știi, pentru că, de exemplu, ieri am stat vreo câteva ore să fac ca NFS Underground 1 să meargă și efectiv nu pot. Dacă ești pe Windows 10, este imposibil să faci, adică e foarte greu. Știu că acum câteva luni am încercat să-l fac iarăși și mi-a intrat în joc, dar de data asta nu mi-a intrat, nu știu de ce. Și a fost efectiv un pain in the ass să fac să meargă și nu am reușit să-l fac. Adică sensul, știi, care a fost fața, că efectiv am urmat fiecare pas pe care l-au spus acel YouTuber pe care, mă rog, și că timpul te ajută și efectiv nu am putut să fac să meargă. N-am vrut, hai să spun, dacă nu vrea, asta e motivul de joc și asta e. Așa, și fi din nou fără facecam pentru că am văzut că la ultimul era ăla cu mafia, celălalt nu prea v-a plăcut pentru că practic m-am pus fi mecla. Aoleu, mamă, ce paaaolo. Bine că te duci, te-am pula cu mamă, dar zici că sunt că, mamă, dar zici că căruță paie mașina asta. Și am primit jocul ăsta un update destul de important și să vă spun cam ce conține. În primul rând poți să dai cumva HUD-ul pe off, adică gen minime cu și așa mai departe. Poți să fac să fie gen alb-negru, ce este wow. Ai niște misiuni noi cu taxiul, din câte am văzut eu, și sunt destul de tare. Într-un fel, frate, remake-ul este foarte, foarte bun, adică chiar ăștia la... Nu știu, cred că ăștia la Hangar au făcut jocul, sau cei de la Tukagi, nu mai știu exact. Dar oricum, frate, acest remake e chiar foarte, foarte ștecheros. Îmi place cum l-au făcut. Adică chiar se vede că l-au făcut cu suflet și... Bă, bravo lor, frate, știi, că și vedeai și noi un joc mai... Ok, mai de-o Doamne ajută, și mamă ce să-i curat cu gravitația la locul ei. Bun, mai că mă, că se putea face asta și în veteran, mă rog, morții mă știu. Așa. Și să sperăm acum că cursa asta o să fie una cu succes și avem șanse. Dar se că până o să mă văd la linia de când vreau să vin, ca mi se poate întâmpla orice. N-ați văzut data trecută fix, bă, când să ajung la linia de susire, mă la bouă ăla. Deci nu știu cum dracu a făcut, că până... Deci așa mi se întâmplă și la Need for Speed, frate. Bă, merg foarte bine, dar mă, când este ultimul lap, se întâmplă ceva. Bă, mă accidentez și mi-au alții fața, bă, mă accidentez și fix ultima 100 de metri și morții mese și pierd cum să-mi nerveze. A jucat și NFS Underground 2, că mi-a primit și mi-a plăcut foarte mult. E pe oară că joc jocul ăla. Aolo, bine că te-ai oprit, băga mea și pula mașina ta. Și bă, nu știu, să fac o serie din el, dar adevărul frate că e greu, pana mea, adică... Dar oricum e mișto, frate, sincer, îmi place foarte mult cu lapul. E așa un clasic de la mamă, frate. Dar sunt, bă, știi că față când eram mai mic, poate acum vă întreba ce jocuri de curse jucai. Nu jucam jocuri de curse când eram mic, pentru că nu-mi plăceau. Mi-mi plăceau astea, din open world, știi? Asta îmi plăcea mie. Asta, apropo de curs asta, știi? Așa, și mamă, acum este o vreme de căcat afară. Bă, dar de căcat, E vreme de făcut copii asta. Pe bune. Mă să nu piese, să nu piese. Trăiți afa mea, dar vreau să câștig pe asta, să mă duc la cijimea să beau apă. Oh my god. E vreme de făcut copii asta, pe bune. Nu se știe niciodată, bro, ce mi se poate întâmpla pe parcurs. Să sperăm că da, frate. Aoleu, la vine foarte, la se apropie, e nebun. Se apropie cu viteza luminii. Sau cum vine de viteza locului. Hai, repede. Băgăm acum o sprintoză. Aoleu, vine.
Hai că sunt bine, că sunt bine, că sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Yes! Sunt bine! Gata, frate. Hey, Tommy! There's our winner! Hey, Tom. Just want to thank you for stepping in like you did. I had 6 months rent riding on that race. I'd be homeless now if not for you. I just did what the Don asked, Lucas. Well, you gotta let me find a way to repay you. Stop by my garage when you get a chance. I might have a line on something that'll turn a buck for you. Sure. Thanks. I knew you wouldn't let us down, Tom. You made us all a lot of money today. And Morello's gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. Hey, what about the European? He's probably wearing cement boots by now, the poor bastard. Here. You earned every dollar of this. Take your girl out somewhere nice. Thanks, boss. You got a girl, right? I don't want you blowing all that on booze and whores. Something, huh? Cheers. Nah, but, maybe I'll buy my ma a new coat. Good boy. Go get yourself a drink. Congratulations, big hero. Nah, just got lucky's all. Well, I had my money on the other guys, so drinks are on you. Oh. There. Now you're ready for the pictures. Thanks. And hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's gonna get hit by a parked car. Yeah, okay. I'll get him home safe. Mă, uite, pot să spun, poate, că chiar tipul ăsta chiar e frumos, s-ar îmi place de ea. Find Polly. Paulica 22 cu pula de 72. Vino ca Paulica. Dar unde e Paulica? Okay. Cred că l-am găsit pe fratele nostru, Tommy, pe Tomiță. Pe Tommy, pe Paul, m-am întâmpit și eu. Mamă, Doamne, dacă de mișto e făcut remake-ul ăsta, pe bune. Asta cu vasa, cu cred că e semnul ăsta. Great race, champ. Hey, last time I saw you drive like that, Tom, I had a gun to your head. You saying there wasn't one today? Oh, la mi amintesc. When our side of town is drowning in dough, that means you're safe. Hey, you seen Polly? The guy's soused. Came through walking sideways. Yeah, I heard. Dar unde? Ah, aici. Bă, dar nimeni nu poate să-mi dea o locație exactă unde se află pămpălăul ăsta. Wow, mamă, dar chiar că e gen atmosfera aia din 1930, frate, atât de mișto. Asta îmi place, că chiar, uite, de exemplu, și îmi place foarte mult și oamenii ăștia care cântă. Bă, lumea asta e atât de vie, frate, știi? Uite, de exemplu, ăsta bea ca prostul, nici ăsta nu știe ce face. O, alții vorbesc, se pretenesc, nu știu ce, știi? Asta nu era în Mafia, în niciun caz nu era. Ah, uite mă pe ăsta. Sunt curios cum arată apartamentul lui Paul în remake, dacă e exact ca ăla din Mafia 2, Mafia 1 original. What does the bird say? I don't know, but the security guy back there says you gotta go home. That's an asshole. You should show some respect. Well, that's true, but I'm saying you gotta go home too before you resurface the pit lane. Well, okay then. I guess. Let's go, champ. Și l-am dat pe easy această cursă pentru că hard, pe menu, ați văzut și voi cum era. Haide, get in the car, get in the fucking car, man. Get in the fucking car, man. Get it. Get it. Ok, bun. Zicem pe Paulica 22 acasă. Așa îi spuneam când eram mic, Paulica. Pe bune, pe bune. Today, Tommy, with the driving. I was right. I was right when I found you. You know what I said? What did you say, Polly? I said this guy can drive, Don Salieri. This is a guy who can drive. Da, acum ne laudă, știi, că am condus bine și a zis că, da, uite, Salieri, vezi că tipul ăsta chiar știe să conducă.
That's where we are. Și eu aici sunt. Put me to shame, Tom. Look at you. Now you're even a... some kind of race car driver. We all got our... You're doing real good since you joined the family, but you know you got it easy, right? Me and Sam, we keep the real stuff from you. That right, huh? You don't know what it's like. You get the call to see the Don and your mind's race. Done some bad shit, Tom. God, we're all in this together. I do what the Don asks when he asks. Just like you. You're like me, you can't just shut it down. Blank it out like Sam does. Go home to... whoever the hell he goes home to. Bali, you're drunk. You're gonna have to clam up for your own sakes. Yeah, you're right. You're right. Sunt curios dacă pe, am jucat și eu puțin Free Ride, doar foarte puțin ieri sau la alte mări, da, la alte, ca să văd că cum se mișcă cu abitul și pare să mișcă mai ok. Încă n-am văzut apartamentul lui Pauli deocamdată în Free Ride, era putea să aflu. Păi ce fac ce aici, frate, cumva barul lui Salieri? Mă rog. I don't know. Taking you home seems more classy. All right, now we're talking. Oh boy, you should see these dames, Tom. Ah, uite mă aici. Home? Bring me home. Nu, dar nu era oricum, nu era pe aici, o casă în vechiul mafia. Yeah, good idea. Yeah, ok, I'm gonna... Sweet dreams, tough guy. I'm gonna... Yeah, I don't feel so good. Păi, eu zic să te duci în casă, frate. Ce mai stai? Sara, 1932. Hey, that's the call, Tom. You want anything else? Nah, I'm heading home. Hey, Tom, before you go, I ask maybe a small favor. Sure, Luigi, what do you need? Welcome my daughter home. Sarah? The way I hear it, she doesn't need any kind of escort. She's a tough. This is a pack of boys that need her place. The punks, you know, cattivi ragazzi. They talk blue, make advances. Sarah, she's gonna speak at the mind. But maybe she says something they don't like. Things get ugly. But if you working at home, this will remind of these punks she's the Don's a goddaughter. No problem, Luigi. I'd be honored. Benny. Sarah, time to close. What's this then? Tom's gonna take you. All right. Hey, I just work here. Make sure nobody bother you. Fine. If it'll make you feel better, Pop. Hey. I'll see you tomorrow. Let me get my coat. I'll wait for you outside. Mă pot să zic că m-am îndrăgostit de Sara.
Băi, e frumoasă, frate. E. Okay. I don't need anyone walking me home. Okay, normal. We're talking about meeting up tonight anyway. I guess. And you can quit worrying about what he's gonna think. Another point, Tom. He treats me like a kid sometimes. Ține-te că mișoasa asta a fost destul de complicată pe când era mai mică, nu știu, toate, că, știi că aveați că tot timpul eu muram pe ea și era ca un fel de glitch în care seara, nu știu, se sperea și nu se mai întâmpla nimic, adică trebuia să dau un restart la ce și doar să-i bat. Acum am dat pe clasic. Eu n-am înțeles o chestie bună, dacă să spunem... Știa de că băieții erau... Ok, bună, am mai de să vă arăt că chiar e pus pe clasic și că nu vă mint, uitați, vedeți, clasic. Și dacă știa că sunt, nu știu, probleme prin cartier, de ce neba nu rezolvat doar treaba asta sau de ce nu lua mașina până la ea acasă? Nu știu, ca să se au gen, putea să ocolim, ceva de genul, dacă eu și aș fi făcut. Aș fi... That for me? Da, aș evita, frate, so conflictul. It's enough. Nona thinks you're an angel. The Dawn hates seeing food go to waste. And this? This has got to be Tammy. Sarah told us all about you. That right. You're a famous race driver, Tam. Everyone talks about you. Yeah, she's right. They do. Well, anyways, don't let the cold in, Juliet. I'll see you at church. All right. Have a great evening. Night. Buena noche, Tommy. Buena noche. Mă, asta și că Don era de treabă, adică... Era un om ok, știi? Bine, știu că după aia l-am mințit pe Tommy la un moment dat, asta știu din primul Mafia. A lot of hungry people on this block. Yeah. Uite, ce, dacă, de exemplu, ar fi așa, tot așa un mafiu care ar fi om și ar da de mâncare la oameni care nu au, sincer, n-aș face legătură cu... să n-aș face de treabă cu... să fiu mafiu, știi? Dacă l-aș respecta, sincer. I try to avoid it. That's all you got? You spend all this time with a lady killer like Sam Trapani, and the best line you got is, good night for a walk anyways? Eh. Well, it is, ain't it? Yeah, I guess so. Yes. Hai să mă suzați. Am văzut dacă merge casca și eu, nu. Flowers for the lady, signore? Nah, we're good. Now I don't get flowers? When you let me take you on a real date, and not some walk home for Luigi, then you get the flowers. Eh, that could happen. If Pop's not gonna stop me seeing one of yous. Nah, nu, cred că se întâmplă asta. He knows anyway. Luigi? Nah. These guys have been creeps to me for weeks. But I didn't tell you as I know what you like. I mentioned it to Dad this one time and all of a sudden he gets you to be my knight in shining armor. So yeah, he knows. Huh. Well, like I say, means there's no problem with me. Mai îmi place la jocul ăsta că salarea au anumită personalitate. I helped hide the bodies. Dacă și n-ai jocul ăla, că nu puteți să dai seama, știi că erau foarte de treabă. I'm trying to keep you safe, Tommy Angelo, all this time. Let's go someplace. Da, nu știu, părerea mea, frate, că mafia era mai totul mai, nu știu, mai rece. Ah, și aici se va întâmpla ceva. Ah. Oh, hey there, darling. What? Ce freză are asta cu aia? Piss off. Don't cast the kitten doll face. We'll let your boyfriend watch. What do you say? We going to have trouble here. Trouble started back when you tried to steal our girl, chief. You saps aren't careful. You'll end up in wooden overcoats. Dar freza asta e cam prea futuristică pentru panul ăsta. Nu știu ce să zic. We ain't frails. We know who you work for. Ok. Salieri might have been the big six when he was younger, but he's all washed up now. It's only a matter of time before Morello punches his ticket. I don't need Salieri. Or anyone else. Not for this. Well... Then let's see what you got, cake eater. Where you going there, sweet cheeks? Back off! Billy Trey. You're some bad dish, ain't you? Băga-mi ești pula, bă, bombardierii. Slăbonocule, tu te-ai și mănâncă o pâine. Băga-mi ești pula. You even touched me in your head.
Oh. Opa. Bam. Slabă, nogule. Boom. Oh, mă, ce-mi place. Boom. Oh. Hai, prietene. Oh. Ah, da, știu ce e, l-a chintat pe Tommy puțin. La degețel. Bă, gămi. Boom. Așa, ce-mi place violența. Ce faci, frate? Ești ok? Bă, tu să-mi dai mine, înțeles? Eu cred că tot o să vie. Tommy! Uite, mamă, ce moare e găliganul! Oh my fucking god, mamă, ce mănânci, mă, cotlet de porc? Cum iau a... Au, mamă, ce... Au, stai, alt. Ok, alt. Mamă, ce... Coaie, e transpirat ăsta rău de tot, ești nebun. E furios, îl simt. Aoleu, are mai... Mamă, bă, ăsta are mai... Ca și mine, e nebun. Dragostarter pe... Au. Mamă, dar câte bute să-i dau coaie? That's what I got, you son of a bitch! Wow! Mamă! Nu, nu e... Mamă, ce burtare! Oleu! That's my girl, bitch! You got a good right hook, I'll give you that. You're bleeding. Come up to my place, I'll take a look. Well, you gonna come in and take a load off or what? Să cos mă apartă, moartă apartamentul ei. La, la fel ca în Mafia 2, că Mafia 1 originea pe bune. Thanks, slugger. I'm just gonna patch you up is all. Now go sit down on the couch, roll up your sleeve. I'm getting my sewing kit. Arată exact ca Mafia 1 original pe bune, apartamentul ăsta are, pe bune, vorbesc serios. Doesn't look too bad. You need something for the pain? No, I'm fine. Your you lips. Have to do that. Are on my penis. What? I can see it fucking hurts, Tom. You want to pretend it? Don't go ask Polly to staple you up. What do you get? Compliments of the Don. Take another. All right. You gonna grin and bear this? Yeah, I'll be okay. Good. Because I don't need the little old lady next door complaining to the super about all the racket. Just be quick about it, will ya? Oh, it's gonna take as long as it takes. The sloppier the stitch, the uglier the scar. That's right. You stitched up a lot of fellas. Just my father. Ma would really go after Luigi sometimes. He got pretty good at ducking dinner plates. So one day she stabbed him with her knitting needle. Right through the hand. What for? 'Cause. She was an ugly, jealous drunk. There. Not my best work, but it'll hold. The scar will be something to remember you by, if nothing else. You're staying over. Can't have you stumbling through the neighborhood pie-eyed. Not when them hoods are out looking for you anyways. Yeah, okay. You got an extra blanket or something? No. And the heat's out. Myself, though.
Ok. Damn, dar e mișto jocul ăsta. Dar aici o să devină lucruri din ce în ce mai nașpa, mai interesante. Better get used to it. Get used to it. This can't stand. Sarah's okay, boss. I took care of it. She started working here before she could see over the bar. I don't have a daughter of my own, Tom. I'd do anything for Luigi's little girl. So would I. We all would. That's right, boss. Anything for Luigi and Sarah. Do those bastards think this is fucking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands. Așa zis și da la Tommy, Pauli. Our business is protection. But who's gonna pay up when they learn we can't even protect one of our own as she walks home from work? So what do you want us to do? Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies. Put them in wheelchairs. Bust their faces up so bad even their mothers can't look at them without screaming. Oh no. My friend on the force says we should start looking into Chinatown. Then Big Biff will know something. Tommy, go to Vinny, get us some gear. Meet me at Biff's place. Yeah, okay. Leave these punks laying in the street. I want everyone to know we do not allow mad dogs to run wild in our neighborhood. You got it, boss. Wow. Some of these sons of bitches could still be on our turf. I'll check the neighborhood. Make sure they're gone while you see Biff. Good hunting. Yeah, same. Mama. Okay, so when you're done with Vinny, come find me in Chinatown. Sure. Let's go bust some heads. Let's do this some damage. Mama, e dracu, se iau ea ieșit de țara, frate. Da, ideea că Dul s-a supărat, știi, pentru că, zice mă, îi plătesc bani de protecție și ce se întâmplă. Sara e bătută de către niște golani în pana mea și a zis să-i ciomogim bine pe tâmpiții, știi, ea. Hey, hey, here for some heaters, Tom. Nah, I'm already going and healed. Paulie and me, we gotta give a beating to some punks who've been on our turf. I don't want to pull this and piss in our own street. There's something to bust heads. That's all we need. Sam turned over some guy's warehouse and, Oh. Autographed by Babe Ruth himself, the guy said. I mean, that's horse shit, but they bust heads. Your punks won't have time for questions. Not I won't. Thanks, Vinny. Meet Paul in Chinatown. Bă, și știți că puteți să conduceți și... mă, mișcă-te, așa, știți că puteți să conduceți și motorete? Acum o să mergem, să vedeți că acum... Asta e că e cum Falconer. Am crezut că gen e doar în freeride, știi? Mă, deci prima... Coaie, deci... Era mișto dacă aveai fizicile exact ca în GTA 5, știi? Adică gen ca în GTA 4 te puteți să cazi concum, dar mă rog, e mai bine și așa, știi? Credeți-mă că astea... Nu știu, mi se pare că e mai bun decât GTA 5 la capitolul poveste, știi? Adică, bă, GTA 5 a fost cam la poveste destul de meh, ca să acum fie vorba între noi, știi? Pentru că, mă rog, și Trevor Phillips a fost mișto, dar parcă la un moment dat devine enervant. De exemplu, ăsta Franklin era pus de acolo doar de umplutură, mi se... Adică, bă, omul a fost ok, și da, cam de umplutură era și Franklin. Iar Michael era ăla cu familie nebun, care lua copii și așa mai departe. Știi, chitea, asta clișeică, mă înțelegi? Dar pot să zic, frate, că dacă e să aleg un joc, mai bine aleg jocul ăsta, sincer să fiu. Adică e mult, mult mai mișto, frate, și are un vibe destul de ok. Come on, I'm wet through. Why Biff moved into this dump, I'll never know. Give him a break. He's in love. He got yellow fever the time we posted the Shanghai skin flicks. Well, I like him anyways. Problem with you, Tom, you always soft with the dames. Mama, ce atmosferă, frate, îmi place maxim. Bă, și am văzut că chiar, bă, am 100 și ceva de vizualizări, e ceva wow, frate, adică... Și mai avut și în două zile, adică... Foarte, foarte repede, știi? Nici măcar cu dialect nu suntem atâta. Bastard, how you doing? Putting my bloating?
Cantanul cantonese, ce dracu e? Dollface, great to see ya. Call her off, Biff. We got business. Upstairs, please. 无用的废柴. So, what's the beef? Need some information. Got some jokers causing trouble. They messed jokers? With Luigi's daughter. Plenty of hoods around. You got any more? One of them's a weasel named Billy. Pals with a prissy chump and a bruiser with a bald head. Right, right. I know them. They're set up in the old service station a block over. They hawk some gear every now and then. Small time. That's why I knew to come to you, Biff. You're good with small time. Out the back, cross the street. You'll find them there. Thanks. See you around. Hey, Paulie. About that dough? Relax. Just waiting for my guy to come through. It'll be next week. Just sit tight. Ok, hai să începem să-i sparge fața. Opa. Detectiv. Am luat-o și pe asta. Hai să vedem unde se află gulanii. Stai că ăștia se iau la bătăi și nebune ăștia pe Sindia. Așa, dă-i mă. The suits are boosted from a lockup downtown. The tailor is from Mexico. Originally, anyways, he lives in Holbrook. Did Don know about this? Yeah, yeah, I'll get his cut. You just keep this under your hat. I guess I heard nothing. You gonna know these punks when you see them? Yeah. No, I guess if I don't, all we gotta do is find the other guys in Chinatown who look like we do. There it is. Ce s-a aflat aici ăștia? Ah, follow port to the service. Era mișto dacă puteai să-ți pui și benzină în mașină. Era o cam ok, cum era Mafia 2. Că Mafia 2, de exemplu, puteai să dai, să stingi luminile, puteai să tragi apa la WC-ul, știi? Era foarte mișto. Era mișto dacă puteai face asta și Mafia Remake. Era, adică, știi că ai fost, nu neapărat că vreau să fac asta neapărat sau, dar era mai realist, ca să spun așa, știi? Adică, de exemplu, când m-am jucat eu Mafia 2, când am mai, mă rog, cu câțiva ani în urmă, chiar asta făceam, adică se îngeam luminile, trăgeam apa și așa mai departe. Nu, a văd că și-a revenit ăsta. Oh, Billy, it's the guy from the other night. We gotta go. Aha. Au! Dar bă, n-am înțeles de ce n-ai bă, e cu Q, frate, și nu cu pe mouse. Mamă, cu aia. Ce faci, frate? Ce faci, bro? Pută-n cap. Mamă, de ce îmi place când face treaba asta? E ca Mafia 2, un pic. Au! Alt dacă vreau să l-am puțit. Alt? Ok. Mamă, era mișto dacă puteți să bagi cu fața la foc acolo, era mișto. Era brutal. Ok. Mamă, de ea nicio mă... Opa, vezi că ăștia au pistole, e nebun. Gata, gata, gata. Finally, ceva acțiune, de când așteptam eu treaba asta. I go north, you go south. What? I go up, you go through there. I'm okay, sure. Okay, okay, stai cover, stai cover, cover. Ah, mai țin de asta, dar am văzut în trailer. Wow. Wow, cât de tare e. Vai, cât de mișto. Păi și nu pot să sar pe aici? Ah, mă rog, kick the door. Vai, cât de tare chestia asta, frate. Ia, mamă, deci nu vine să cred că s-au băgat treaba asta aici, ce să-i spun. Ok. Ah, asta e ca un fel de Mosina Gun ăsta, nu știu ce armă e. Nu, vreau arma. Mamă. Noroc cu explozia asta, că era mort de 5 ori până acum. E, glumea, frate. Mă descurcam eu cumva. Ah.
Sara cu de... Oh my god! Nu m-am ajutat să ajungă tipul ăsta, ne-am urât amândoi. Ah! Mama, mama, futu-s morții, mătii, cum a venit jegosul. Bine că-l omoră acum, știi? Bravo, mă, ai așteptat tu să mor și după aia le omoră tu. Futu-s morții, mătii, Poli. Oh, come on! Ok, bro, mersi, Poli, coai. Coai, dar cum să nu, mor, coai? Am tras cu shotgun-ul, dar aproape, coai, de ce n-am murit? Acum mersi, Poli, fata, că dacă ți-e trei rături, vă înșorați, dacă cumva mai am și tot asta, te înjuram, Poli, de toți sfinții, ești nebun. Johnny, get down! Oh, come on, get us out of here! Shit, we gotta get to a car, Tom! Scram! Da, și de ce va fi greu, bă? Come on, we can't lose them! We can't lose them, ok. I understand. Hai, păi, pe mama lor. Oh, careful, Tom, the road's a river. We cleaned them out! I got this. N-ai că ne vom descurca noi. După, urmează misiunea cu hotelul, parcă. Da, urmează după aia, tata, știu. You ever see guys piss their pants this quick? If you look through the rain, you can see it dripping out the back of their car. Uite asta de glume, Poli, pe bune, după ce crea să fac criza aici. Băi, e greu pe... Până mă schemă pe clasic. De ce provocare pentru mine? Aveți grijă, aveți grijă. Oh. Mișto drift. Mă rog, drift, o tentativă de drift, că asta n-a fost drift, dar... Mă rog. Da, ne... uite-mă că pot să trag... uite-mă, pot să trag și cu arma. Hai că după 5 ani mi-am dat seama că pot să trag cu arma, m-am și uitat. S-a apucat și ăsta să trag. Oh my fucking god. Dumb son of a bitch just wrecked himself. Well, they're now walking away from that. Go on a pop and dump. Bă, părea un puști, frate, ăsta. No. No, no, wait. Please. Please, I don't want to. Fucking die, man. Christ, Tom. You can't feel sorry for these animals. A guy like this would plug you if you give him the chance. You gotta pull the trigger without thinking. Yes, I'm out. This one's finished, too. Oh, Christ, Tom. Snap out of it. You remember what those guys wanted to do to Sarah? Yeah. Just, Hey. Let's get out of here before the bulls show up, huh? Bun, lume, cam am făcut cu acest episod din Mafia, sper că v-a plăcut. A fost, cred că și asta a fost de o oră, așa că noi o să ne auzim data viitoare. Nu știu dacă o să mai facem, dacă după asta o să mai vedeți cu un episod din Mafia, dar în orice caz, mă rog, vedem. V-am pupat, să aveți ce zic, mi-a frumos, i-am fost Dragoș Dumitrescu, ne vedem pe curând, mă rog.